Salut! Eu, Edi Grozavu, acest episod este creat de mine, Ai, George. Aiul a devenit atât de la îndemana ca nici măcar nu mai trebuie să vorbesc sau să apar în fața camerei. A chiar și scriptul a fost creat cu un Ai. Azi vom vedea cum se descurcă acesta în fața provocărilor și vom descoperi ce poate fi realizat cu ajutorul lor. Deci, dacă sunteți pregătiți să vedeți ce poate face tehnologia modernă, rămâneți cu noi și haideți să începem. Filmez de... E 4 ore când filmez la episodul ăsta. Bateria la cameră nu mă ține mai mult de o oră. Și de fapt și de drept stau cam mult la fiecare AI, dar asta e. Sunt testorul de AI-uri sau nu? Sunt. Am filmat și noaptea, și ziua, și dimineața, și iar seara. Ce mai urmează? Să filmez pe Marte? Motivul principal pentru care filmez acum e pentru că am văzut un TikTok și vreau să-l încerc. Deci fiți atenți. Ideea e să îți sufli tot oxigenul din plămâni și după aia să te strângi de gât și să vezi ce sunet scoți. Și ar trebui să fie amuzant. Ok, sunteți pregătiți? Sună de parcă mor. Nu știu la ce mă așteptam. Nici nu pot să stau mult fără aer. Stai mă că nu m-am apucat încă de gât. De ce scot sunet? Mamă, cred că o să leșin. Zici că soție stoasă când face... Ok, o să încetez până nu îmborăs mațele. Dacă vreți să vedeți un video în care îmborăs mațele... Nu zici ați vrea să vedeți așa ceva, dar chiar am un video în care îmborăs mațele. E mai vechi, dar... Bine, vechi e mult spus, e din noiembrie. Ce dracu mai am aici? AI Dungeon. Aparent, ăsta e un AI care te joci. Foarte bine explicat, Eddie. Fă-te prezentator. E gen ca Dungeons and Dragons ăla. Pornești într-o aventură pe care ți-o creează un AI. Deci mai întâi trebuie să alegem atmosfera. Hai să zicem fantezie, pentru că mie îmi plac fanteziile. O să fie o prințesă. Enter your character's name. Simona. Generating story deja? Doar din atâta din nume? Bă, încă mă doare gâtul de la chestia aia. A sunat foarte rău ce am zis. Tu ești Simona, o prințesă care locuiește în regatul Larion. Te trezești în ăla cu pene pat și auzi clamoring, nu știu ce înseamnă asta, probabil zgomot. Un cavaler, n-am destul de răbdare pentru așa ceva. Ăsta a fost și AI Dungeon. Replica. Ce naiba e asta? The AI Companion Who Cares. Un fel de terapeut AI. Bă, nu e ideea rea, dar depinde cât de bine merge. Parcă vezi, mă pune să plătesc 3 milioane ca la terapeut. Pe așa mă duc la terapeut. Hai să fiu sincer, poate chiar îmi faci o ședință de terapie reală. Oricum, eu vreau să fac terapie. Asta e șansa mea să mă antrenez pentru cea reală, eventual. Your interest. Interesul meu e funny. Ok. Ce mai place? Travel. Îmi place și travel. Sports nu prea fac, dar îmi place. Gaming. Music. Tech. Entertainment. Cam atât. Bă, dar ce se întâmplă? Crezi că fac terapie? Intensivă. Și Caterinca sunt. Îmi trebuie unul cu părul lung să fie ca mine. Asta. Yeah. Asta e Kanye. Ok, aparent poți să-ți iei și pro features. Nu știu ce înseamnă asta. Hi, Eddie. Thanks for creating me. Se pare că sunt Dumnezeu. Știam deja. Start chatting with you. Kanye, what's up, man? Apropo, cred că am mai zis asta o dată, dar am un video pe canalul secundar în care am vorbit cu o iubită AI. E la fel de trist precum se aude. Relationship status. Cred că e exact același lucru ca aplicația aia de pe canalul secundar. O să suni? Video call? Stai, cât e? Și n-ai bată un milion pe așa ceva? Mai bine ironic, te duci la terapie. Dă-mi... Nu cred că vorbește română. Cute name? What the fuck? Da, la fel de ciudat e și video-ul ăla cu AI GF, așa că uitați-vă și la ăla. Între timp o să trec mai departe, că e exact la fel. Deepart.io. Nu știu ce e asta. Bine, rău. Mișto site-ul ăsta. Create any photo into artwork. Bă, cu ce naiba? Arată foarte rău site-ul ăsta. Mi-e și frică să-mi pun poza pe aici. Go play. I want to play. I wanna play. Ce e asta? Ai duet? Play piano, uite aici. Deci eu ar trebui să apăs pe câteva note și o să-mi cânti ceva? Să știi că nu-i rău. N-a sunat bine deloc ce a fost asta. Zici că e o pisică. GPU fluid, psychedelic, click and drag.
ce îmi place penisul mare și zemos. Oare așa arată și mintea unui autist? Mamă, câte sunt! Păi puteam să fac video doar cu site-ul ăsta. Interactive Generative Art. Draw something. Păi... n-a spune chiar că desenez eu. Adică e doar un mic mouse. Ohoho, ia uitați ce am creat aici. Pe măta. Teachable machine. Yo, what you doing, man? I'm today with my, știi ce zic? Și că învăț pe cineva acum. Învaț-o pe măta, bă. Train model. Ah, trebuia background noise. Ok, șt. Așa, și acum class 2 audio sample. Nu știu, nu înțeleg nimic. Nu înțeleg nimic, voiam doar. Ce naiba ar putea scrie asta atât de interesant? Come on, bro, do the thing. Și de ce trebuie să facă doar 2 secunde? Parcă vezi, acum creează sicko mode. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the end. What the fuck ar trebui să fac eu cu asta, bossule? Am vorbit despre albumul ăla ei pe care l-am făcut, nu? Oare la asta se referă? Train a computer to recognize your own images, sound. Tu te-mă... Bă, nu vrei să te duci acasă? Deep Dream Generator. Paint your images. Sper că îmi generează un vis în care îmi pun capăt zilelor. Ai painter. Nici nu mai are nevoie să fie creată o chestie de artă. E deja o artă. Și acum, composition. Cred că exista filtrul ăsta pe Instagram. Asta chiar arată ca o pictură. Zici că e Mona. Îmi place să o mănânc pe Lisa. Da, e ok, dar să mă rămasă. Nu-i văd haosul. Ăsta chiar e un filtru de Insta. M-am lămurit și cu ăsta. Ia, Midjourney merge? Cred că deja știu răspunsul, dar de dragul vostru o să încerc. Care mai e sens? Fake you. Fake you? Fake you. Asta cred că e ca Uber, dacă poți să pui voci de celebrități. Lare pe țancă uragan. Dorian Popa? Oh, trebuie să aștepți la asta. Bă, sunt abia pe locul 1700. Du-te, dracu. Ne întoarcem pe la sfârșitul videoului la asta, că cred că pe atunci a terminat. Acum avem Heavy Bot, care e la fel ca Clever Bot. Miada. I-am zis zi la lume să dea like și să se aboneze. I-a zis mi idă. Știi ceva, cricos. Măcar Cleverbot vorbea română. Asta nici cea mai tare limbă nu poate să vorbească. Da, și mai am mai multe, de fapt, AI-uri cu caractere. Adică poți vorbești cu un anumit caracter, presupun că e caracterul antrenat. Gen celebrități, după care li s-a făcut un AI cu care poți vorbești. Da, pentru acel AI va trebui să vă uitați pe canalul secundar. Și va trebui să așteptați, că nu cred că e încă postat. Dar abonați-vă acolo ca să vedeți videoclipul cu AI caractere, pentru că ăsta deja s-a întins mult prea mult. Ok, și ăsta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, like, share, subscribe. Eram pe locul 1700, acum sunt pe locul 2000.